dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Eu vă spun bună dimineața, nu știu exact la ce oră vă uitați voi la mine. Dar la noi, acum este 10 și 20. Noi ne-am trezit pe la 8. Am mâncat, ne-am făcut rutina de dimineață, am băut cafeaua, am plecat și curs în parc. E foarte frig afară, foarte frig. Astăzi nu mai plouă, dar e mult mai frig decât ieri. Și mă pregătesc pentru că la ora 11 am programare la moașă. Trebuia să am această programare încă de săptămâna trecută, doar că moașa mea a fost bolnavă și am primit mesaj că mi s-a anulat programarea pentru săptămâna aceasta. Astăzi, miercuri, la ora 11 și abia aștept să merg să văd, pentru că nu o să văd, să-i aud inimioara și să știu că e bine, o să măsoare burtica. Am înțeles că controlul acesta, mâine, o să intru în săptămâna 35, controlul acesta o să fie de o oră și ceva pentru că vorbim despre naștere și despre toate cele pe care trebuie să le știu și să le cunosc înainte de a o aduce pe lume. Și da, sunt tare, tare nerăbdătoare să merg. Iar apoi, nu știu ce vom face, cred că mergem până în oraș, o să vă iau cu mine oricum, dacă tot am mai dat drumul la încă un vlog. Mergem până la Primark, eu aș vrea să merg până la Primark să văd dacă reușesc să ajung. Vreau să mă uit de niște decorațiuni de Crăciun, am văzut că au băgat niște decorațiuni foarte frumoase, dar pe lângă decorațiuni mai am și niște chestii de cumpărat și o să facem asta împreună, bineînțeles. Vreau să mai fac niște pâinică, că mi s-a terminat cea pe care am făcut-o săptămâna trecută. Am zis că fac ieri, dar n-am mai avut energia necesară, chiar dacă nu e pâine cu frământare, pur și simplu făină, apă, sare, drojdie, le amestec, las să crească și aia e, n-am mai avut chef să fac ieri. O să fac astăzi, bag și la cuptor ca să avem astăzi proaspătă și restul o să o bag în congelator. Așa că da, eu vă las, noi o să ne auzim mai târziu, mă pregătesc și eu și mă pornesc încet către moașă să îi aud inimioara bebelinei mele. Abia aștept! Vă pupăcesc și ne auzim mai târziu! There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna, not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning and a better life. It's a dancing underneath the disco lights. They can try but they can't. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna, not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning and a better life. It's a dance.
Ne-am întors și noi din oraș și am intrat și până la un magazin românesc, am mai cumpărat câteva alimente. Am zis să vi le arăt, am cumpărat Secretul Gustului de legume și de găină pentru mâncare, o cremă de unt cu cașcaval, brânză topită cu șuncă, cârnați. Am luat o pâine, pentru că am rămas fără pâine până o să mă pun să fac pâinică de casă. Am luat așa 4 de drojdie, să am în frigider ca să folosesc la pâinică, că e mult mai bună decât cea uscată. Pe fundal ursul bea apă, dacă auziți ceva. Al meu soț și-a luat jumări de porc. Aici am luat salam felia de la Cristin, 30 de felii. Și am mai luat brânzică. Telemea de oaie, care a fost 1,90 lire bucata aceasta, și de vacă. Telemea de vacă a fost 9,70 lire. Cred că toate în total au fost 50 de lire. Da. Ceva de genul. Dacă tot v-am arătat alimentele cu care am venit acasă, ce am cumpărat de la magazinul românesc, am zis să continui cu ce am cumpărat din Primark. Eu normal am vrut să cumpăr decorațiuni de Crăciun, dar nu prea m-au dat pe spate, nu am găsit ceva ce să-mi placă 100% și dacă n-am găsit ceva ce să-mi placă 100%, am preferat să nu iau. Dar tot ne-am întors cu ceva, între timp a venit și al meu la Primark, a avut altă treabă și ne-am întâlnit acolo. Așa că da, haideți să vă arăt cu ce m-am întors acasă. I-am cumpărat lui ursul o jucărie, a fost 4 lire, cred. Un om de turtă dulce? Da, turtă dulce. E tare drăguț. Abia aștept să îl dau. Apoi, mie mi-am luat... nu am vrut să-mi iau pijamale. Eu chiar am... sunt mare fan pijamale și am, am o grămadă de pijamale de Crăciun. Doar că momentan nu-mi vin pentru că... Da, vârtica. Așa că am zis că n-are rost să-mi iau tot pijamale și mi-am luat doar o bluziță. Am luat-o în mărime XL ca să-mi fie largă, să fie comodă. E tare drăguță. E din gama Disney. E așa... E foarte, foarte moale. Și mi-a plăcut și culoarea, așa, crăciunistă. A fost 13 lire. Și am luat-o, cum am zis, în mărime XL. Ca să fie la burtică, comodă... cred că atât pentru mine. Da, doar bluza aceea mi-am luat-o. Al meu și-a luat o pereche de pantaloni. Așa, pe negru și gri aici. Au fost... n-are preț. Nu știu cât au fost. Cred că 10 lire, 12, ceva de genul. Tot așa, pantaloni simpli. Pe el îl interesează să aibă buzunare ca să, să-i fie ok la muncă. Apoi și-a ales tricoul acesta. I-a plăcut lui foarte mult. Cum am zis, el mai poartă, el poartă normal mărimea M, da, și le ia în mărimea L ca să-i fie, să-i fie comode. Nu, nu-i place să fie strâmte pe el. E foarte drăguț și mie îmi place. Poate îl port eu. Am obiceiul ăsta. Apoi și-am mai luat așa, pe verdele ăsta, fosforescent. E foarte drăguț, la fel, cred că și l-a luat în mărimea L și acesta a fost 10 lire, iar acestea cred că 3 lire bucata, 3 lire, tot așa, simple, sunt foarte moi, au un material foarte bun, nu ne plac, acesta a fost 2,50 lire, mărimea L, tot așa, simplu, frumos, comode și și-am mai ales pe galbenul acesta, ăsta îmi place și mie. Cred că o să ne batem pe el. Acesta a fost 3 lire. Tot așa. Scrie în Brazil. Da, astea sunt lucrurile cu care noi ne-am întors de la Primark. Eu nu am găsit mare lucru, după cum ați văzut. Mă bucur că mi-am găsit cămașa. Cămașa aceea de stat prin casă, de dormit. Dar, în schimb, mă bucur la fel că și-a găsit al meu ce a vrut el să-și ia pentru muncă, pantaloni, tricouri și toate cele. Da, haideți să vă povestesc puțin și cum a fost la moașă. Am intrat exact la 11 când am avut programarea. Moașa e foarte drăguță, ca de obicei. Am stat o oră și un sfert, cam așa am stat la programare.
În primul rând, i-a verificat pulsul inimii, m-a pus acolo pe masă, i-am auzit inimioara. Eu am încercat să filmez, dar nu am avut voie, așa că pur și simplu am lăsat acolo telefonul să-i înregistreze inimioara. De fiecare dată am făcut asta și am înregistrat-o. Este foarte bine, fetița. Bătăile inimii sunt foarte bune, mi-a spus. Cea mai bună veste a fost că deja ea s-a întors, este cu capul în jos. De fiecare dată chiar îi spuneam că sunt foarte curioasă cum e poziționată, pentru că mereu mă lovește aici, în partea dreaptă. Și din câte am înțeles, e cu capul în jos, dar e pus așa puțin într-o parte, pentru că aici are picioarele și mereu dă cu picioarele. Am povestit despre cum mi-aș dori să o hrănesc, dacă vreau să o alăptez sau pur și simplu să-i dau formulă. Mi-a dat o grămadă de foi. Despre bagajul de maternitate, la fel. Mi-a dat o foaie despre lucrurile pe care ar trebui să le am în bagaj, anumite lucruri esențiale. Bineînțeles, mi-a zis să-mi iau la mine și snacks-uri și ceva de mâncare. M-a întrebat dacă o să fie cineva cu mine, cine o să fie cu mine. Îmi recomandă să fie cineva alături de mine pentru susținere și toate cele. Și am zis că bineînțeles că o să fie soțul meu acolo. Mi-a spus că are voie să stea cu mine în salon, are voie să doarmă cu mine. Poate să-i taie cordonul dacă dorește. A fost foarte, foarte drăguț. Mi-a plăcut tare mult, mereu mi-e drag când merg la moașă, pentru că mi-e dragă ea, e un om tare, tare fain și deschis și am povestit o grămadă cu ea. Mi-a spus moașa că de obicei, dacă este totul în regulă după ce naști și nu apar complicații, este totul perfect, îți dă drumul acasă și după 6 ore. Eu am avut acum câteva luni o mică problemuță și la mine a zis că o să mă țină minim 12 ore după ce nasc. Așa că îmi doresc din suflet să fie totul în regulă, să venim cât mai repede acasă. Și după controlul de astăzi am înțeles că nu mai am nevoie de alt scan, nu o să mă trimită la spital să fac scan, pentru că am măsurat burtica, bebelina a crescut conform termenilor pe care iau ei acolo pe foaie, deci burtica era exact în centimetri în care trebuia să fie. Și da, mi-a făcut o programare la sfârșitul lunii, am altă programare la moașă, unde la fel o să mă vadă, o să îmi măsoare burtica și vedem atunci dacă o să mai trebuiască scan sau nu. Și da, încet încet să ne pregătim pentru venirea ei. Mi-a mai povestit în mare și despre injecția care se face în spate, bineînțeles, dacă vrei, despre forceps și toate instrumentele la care sper să nu fie nevoit să apeleze, pentru că a zis să nu am un șoc atunci când le văd în sala de naștere. Ei sunt obligați, cred, să-ți spună dinainte de toate lucrurile astea. La fel, a vrut să se asigure că știu la ce număr trebuie să sun, în caz că simt că mi se rupe apa. Și da, pur și simplu a fost controlul la care am aflat toate informațiile și la care moașa s-a asigurat că sunt pregătită psihic pentru venirea ei și că știu toate lucrurile esențiale. Așa că da, eu cred că o să închid vlogul aici. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și vă aștept cu mare, mare drag în următorul vlog. Vă pupăcesc tare!